Hei, salutare dragilor! Bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube, Berticiotilor, și bine v-am găsit la un nou vlog. De data asta, un vlog, eu zic, foarte interesant, pe care mulți a cerut de la mine. Cum bine știți, sau cine nu m-a urmărit până acum, sau este nou pe canalul meu de YouTube, sunt Berticiotilor. Am fost de 3 ori în expediții, pot să spun, de iarnă, 2 a fost iarna plină, 1 semi-iarnă. Prima dată am fost cu un Dacia Logan la Vladivostok, Siberia, Mongolia, n-a prins și iarna la întoarcere. Am trecut pe munții Kirgâz, Cecenia, Kazahstan, Uzbekistan. A doua expediție a fost chiar iarna plină și pot să spun că am fost la Polul Frigului și chiar sunt primul român. De fapt, cu Kinga împreună am fost primii români care am ajuns cu un singur echipaj în iarna plină la Polul Frigului, cu un Dacia Duster 1.5 DCI. Am fost la minus, sub minus 60 de grade și în acest an la Nordcap cu un Toyota Land Cruiser. Plus alte expediții la care nu a fost de iarnă. Și am zis că experiența mea de a călători iarna poate vă ajută și pe voi și pe dumneavoastră. Eu zic că este binevenit acest vlog, mai ales foarte mulți pasionați de camping, de aventuri, deja a gustat un pic cum e expediția de iarnă. Sunt foarte mulți care spun, da, măi, vara e fain în camping, dar cine a fost iarna și are echipament corespunzător, este și mașina bine echipată, nu are absolut niciun fel de problemă și peisajul de iarnă este ceva de vis. Noi acum ne pregătim la o nouă expediție de iarnă, iarnă foarte grea. Peste vreo săptămână, două săptămâni vom dezvălui și traseul și mașina pe care mergem. Până aici a fost introducerea. Și haideți să vedem pas cu pas cum să ne pregătim pentru aventură de iarnă cu mașina, mai ales dacă optăm în cort sau auto. Că foarte, cine dorme în hotel fiecare seară nu prea are mult ce pregăti, dar probabil mașina, dacă merge pe iarnă foarte cu frig, și, dar și acolo trebuie echipat mașina. Dar mai ales dacă mergeți cu cortul sau cu autorulota, sunt niște chestii importante pe care le e bine să le știți. Eu, din experiența mea, cum a fost și în Siberia de 2 ori, pot să spun că învățând din locuri de la localnici, văzând ce trebuie acolo, așa mi-am putut să fac și o listă. Acum, dacă pornesc din nou în expediție, deja am lista făcută și am zis că o împărtășesc cu voi această listă, fiindcă nu este absolut ce scuze, niciun secret, cred că m-am răcit un pic, a venit și iarna la noi. Am zis că am 7 puncte unde vreau să vorbesc despre voi, 7 subiecte. În primul rând, a venit cățelul meu. Primul rând, 1. O să vorbim despre echipare auto. 2. Echipament personal, deci haine, tot ce ține de echipament personal. 3. Echipamente camping, cort, etc., etc. 4. Încălzire cort sau auto, dacă dormiți în mașină sau altceva, deci încălzire suplimentară. Punctul 5. Mâncare, ce să ducem cu noi neapărat. Accesor, ce nu pot lipsi, este punctul 6. Și punctul 7, am dat numele, alte chestii importante. Eu îmi cer mii de scuze. Tot v-am promis vlogul ăsta, dar s-a răcit. Dar bine că pe cameră nu pot să redau, să vă dau această răceală. Primul punct. Echipare auto. Aici m-am notat în timp, mă uit în jos, că am aici laptopul și o să mă uit ce am notat. Azi noapte am muncit, am notat ca să știu că mai uit. Deci echipare auto. Anvelope de iarnă este cel mai important și nu AT, nu all season. Trebuie anvelope de iarnă dacă mergeți undeva unde știți că va fi zăpadă. Este un lucru foarte important. Știu că AT-urile sunt la mode, ca o doi de la Goodrich, de la Cooper. Eu când am fost în Siberia, am în două expediții, am făcut cu anvelope de iarnă și niciodată nu m-am derapat. Deci vă recomand anvelope de iarnă. Noi am fost cu Cooper
tați care îmi place cel mai mult și acum în noua expediție care vom porni peste 25 de zile, tot voi folosi Cooper, Readermaster, îmi place foarte mult, pe nexon.ro, pe www.nexon cu 2x, nexon.ro, puteți vedea, găsi, eu recomand, a făcut față cu brio la expediția din Siberia, cei 30.000 de kilometri. O, deja 5 minute, să fie blogul lung, dar este foarte important să vorbim detaliat despre toate. Troliu este binevenit, dar mai ales dacă mergem cu un singur echipaj și dacă mergem în zonă unde, de exemplu, dacă mergem în Finlanda, unde sunt foarte mulți copaci, putem să ne legăm cu trolii dacă derapăm și nu prea este circulație. Dar atunci, dacă mergeți cu două, trei echipaje, oricum aveți colegi acolo care vă scot. Deci noi am montat pe Logan la prima expediție, acolo nu am folosit, dar a dat o siguranță în plus. Acum nu știu dacă o să montez, nu cred că la expediția unde mergem tot va fi cu singur echipaj, dar nu știu dacă mai am timp să montez. Dar dacă doriți și vă dă o siguranță plus, troliu este binevenit. Foarte important să avem un redresor acumulator. Eu am cumpărat încă din Siberia, dar am văzut și pe EMAG niște powerbank-uri care dacă este încărcat și acumulatorul în frig se descarcă, ai pus și ai pornit. Deci un redresor de curent, nu mai sunt alea vechi mari, sunt micuțe, circa 1 kg, 2 kg. Eu zic că merită un redresor de curent. Să ne asigurăm dacă acumulatorul mașinii este în stare bună, putem să facem la orice service un test de acumulator, vă măsoare cât la sută este. Dacă nu și nu suntem siguri și mergem într-o aventură lungă, eu zic să înlocuiți acumulatorul, nu mai este o sumă nu știu ce mare, dar un acumulator, fiecare dimineață să știi că mașina pornește, este foarte important. Dar totuși să puneți și un cablu de curent, fiindcă și redresorul, dacă dai de 10 ori, de 20 de ori și nu pornește, poate și ăla se descarcă, un cablu de curent, o să meargă cineva și tot frumos. Dacă oprești pe cineva și tu ai cablu, mai simplu să-ți dea curent decât, domnule, dăm curent, dar ai cablu. Deci un cablu de curent trebuie să fie acolo. Minim 10 litri de combustibil rezervă. Asta este foarte, foarte important, fiindcă nu știi niciodată, mai ales dacă mergeți în zone necunoscute și iarna, nu poți să mergi să n-ai rezervă de combustibil, mai ales mergi în zone unde nu știi unde vei alimenta. Dacă ești din zona de confort a Europei, s-ar putea să nu fie la fiecare 50 de kilometri o benzinărie. În Siberia sălbatică la 500 de kilometri a fost o benzinărie. Acum dacă mă duc oricând voi merge în zonele acelea, deja eu știu și dar vă rog pe mult dacă mergeți în... Doriți să mergeți în acea zonă, să-mi scrieți și vă desenezi pe hat unde sunt benzinările, cum a fost de două ori, deja știu. O lopățică. Am numit lopățică, știți, ăla mic, de dat zăpadă, dacă mă potmăriți, este foarte important. Și șufă de tractare. Chiar dacă rămâne și nu mai puteți ieși nici cu troliu, să n-aveți troliu, vine cineva, Domnul ajută-mă să ies, dar dacă ai deja șufa legat, este mult mai simplu. Un compresor de umflat, dezumflat roată, știți că dacă mergeți pe off-road de iarna trebuie să lași jos din presiune. Deci un compresor din ăsta de la 2, care merge de pe 12V e binevenit. Kit de reparare pană. Chiar dacă aveți o roată de rezervă, eu zic că un kit de reparare pană este binevenit, fiindcă poate ai numai un cui intrat și ai minus 40 de grade să tot mai dai jos roata de rezervă, ai căutat, ai făcut repede, ai umflat și un kit de reparare, pană, costă și puțin și este o cutiuță mică. Cheie de rotă de rezervă, deci cheia cu care desfaci rota, deci cheie de rotă, una solidă. Că mulți au ne la X și credeți-mă, dacă mergi la minus 40 de grade, eu am luat jos deja roata la minus 40, știu ce înseamnă, eu am o cheie așa mare, țapă, deci o cheie din ăsta țapă, în care nu stai și un cric foarte bun, nu din ăla nic, un cric bun să ai în mașină. Încălzirea auxiliară, dacă este cazul, dacă dormiți în mașină, dar aici sărim peste că o să vorbim mai mult despre încălzirea auxiliară. Să aveți de rezervă tot timpul, așa fac un litru de ulei și un litru de antigel. E bine să fie acolo, mergeți pe frig, altfel merge mașina, dacă trebuie completat, să nu mergeți pe acolo și poate n-au ulei de calitate, depinde de ce zonă mergeți, deci ulei și un litru de antigel rezervă este binevenit și concentrat la antigel.
niște șoricei de plastic, dacă trebuie legat, niște coliere de plastic, tot timpul sunt binevenite. Eu, cum ați văzut în Mongolia, când mi s-a rupt bara în spate la Logan, am găurit și cu coliere de plastic am prins și a fost foarte ok. Lanțul antiderapant, dacă nu aveți 4x4 sau chiar și dacă aveți și știți că mergeți, o, trebuie să beau un pic de ceai, că, ce scuze. Cer să vorbesc repede, că avem foarte multe subiecte. Dacă mergeți în zonă unde știți că aveți nevoie de, o să fie zăpadă mare, lanț antiderapant să fie și în multe țări este și obligatoriu. Să aveți și siguranță pentru tablou electric în plus. Nu știți niciodată, încărcați telefon, încărcați foarte multe, este solicitant să aveți și siguranță în rezervă. Cord să aveți cu voi și aici o să spuneți că de ce trebuie să iau un cord, că eu dorm în mașină sau dorm la hotel. Eu am notat aici cord, chiar dacă mergeți cu cordul sau dormiți în hotel, dacă mergeți în zone izolate, este binevenit și vă spun de ce. Mergeți, de exemplu, în Finlanda, pe taiga, locuri unde este mai izolat, aveți localități la 500 de kilometri distanță. Domne fer, derapezi, aruneci, te răstorni, spar geamurile, ești pe taiga, în Siberia, în Finlanda, în oriunde, într-o zonă foarte izolată unde 200-300 de kilometri, de la 200-300-400 de kilometri trebuie să vină ajutorul după tine. Și nu mai poți să stai în mașină, că mașina stă cu roțile în sus, cu capul în jos. Sunt lupi, sunt urși, sunt animale, afară sunt minus 20 de grade. Dacă ai un cort, te ferește de zăpadă, de ploaie, de vânt. Bine, la minus 30 de grade n-ai ploaie, dar poate mergi într-o zonă unde sunt 0 grade și plouă tare și te-ai răsturna cu mașina. Deci un cort care nu ocupă foarte mult, poți să te adăpostești. Eu tot timpul am un cort și două sași de dormit cu mine. Este foarte important, dar vorbim despre când ajungem la camping. Scule minime. Chiar dacă mașinile moderne de mult ori nu se pot repara, trebuie alte chestii mai serioase, dar niște scule minime, o șurubeniță, poate să rupă un colier la un furtun. Deci niște chestii minime, patent, șurubeniță, un ciocan, să aveți o cheie de 10, un acumulator să desfaci. Bandă izolatoare TESA, cum se zice, știți, ăla gros, să aveți tot timpul. La noi când s-a rupt plafonul și torpedoul mașina, am putut lipi când în Mongolia, pe off-road, am avut niște incidente. Tester auto. Eu recomand să aveți un tester auto la voi, chiar dacă merge de pe telefon mobil, este pe Mac deja la 100 de lei, fiindcă, de exemplu, și când am fost cu Duster în Siberia, de multe ori am avut nevoie, s-a aprins check engine-ul și m-a limitat la 1200 de ture, n-am putut să merg, de fapt, prindea niște mizerie, injectoarele și m-a limitat. A pus testerul, am stins, iar am mers 200 de km, iar a simțit că ceva problemă, iar m-a limitat, iar am stins becul. Deci a fost binevenit un tester sau dacă sunați un mecanic, puteți să spuneți codul de eroare, deja vă spune care este problema, vă liniștiți sau vă panicați mai tare, am o problemă gravă, dar bine să știți despre probleme. Deci un tester auto OBD ieftin cu telefon mobil vă recomand. Deci asta a fost echipare auto, ar fi multe, multe, multe de spus aici, asta este o echipare minimă care nu pot lipsi. Hai să trecem mai departe. Echipament personal, haine. Eu zic că dacă suntem echipați corespunzător, o să ne placă aventura de iarnă. Că de multe ori, eu cobor în mașină, în Adidas, că e la modă, în training Adidas, că mă mâncați aș boss, că nu pot să stau numai în Adidas și ți-e frig. Ok, și eu de multe ori, chiar când am fost în Siberia, am condus în Adidas, că este mai comod. Dar am avut bocanci cu mine când am coborât, am luat geaca pe mine, am avut pantalon de ski. Mai bine mergi îmbrăcat și lași căldura la 18-19 grade în mașină decât să cobori la minus 40, să, chiar dacă 2 minute cobor și alimentezi mașina, să ai un disconfort. Dacă ești foarte bine echipat și seara, dacă te oprești cu cortul, ai bocanci de calitate, cizme de calitate, haine de calitate, suficient de grose și cu o cagulă, deci ești îmbrăcat bine, nu o să-ți fie frig și atunci, mă, ce frumos e iarna. În caz contrar, nu o să vă placă, ascultați-mă.
Să avem șapcă tot timpul este foarte important, mănuș, și o să ne placă și iarna să mergem în expediție. Am zis pantof pentru condus, deci eu tot timpul am folosit Adidas. Când am coborât am pus bocancii, este un pic, îți ia 20 de secunde, dar este bine. Să ai polar pe tine, deci echipament de corb, chiar și izmene să ai pe tine, nu e rușine, dar trebuie să fii echipat corespunzător ca să îți placă, cum am zis. Și cel mai important lucru, și o să râdeți acum, ochelari de soare. Bă, Otila, ești nebun, dar merge în zăpadă ochelari de soare, chiar dacă nu bate soarele, dacă vezi foarte mult alb în fața ta, ai nevoie de ochelari de soare, altfel, credeți-mă că este foarte, foarte deranjat. Și duceți cu voi o pereche de ochelari de schi. În cazul în care trebuie să lucrați la mașină sau să luați o canistră jos, bate vântul tare, chiar dacă ai o cagulă, ți-ai pus un ochelar de schi, nu mai intră vântul în ochi, o să vezi ceea ce faci. Deci un ochelar de schi, chiar dacă e cel mai ieftin, că nu mergeți la schi, cumpărat de la Decathlon sau nu știu unde, merită. Și cagulă am notat aici, dar mai vorbi despre cagulă. Ok, dragilor, îmi cer mii de scuze că vorbesc așa repede, dar sunt foarte multe subiecte. Echipament de camping. Deci dacă mergem cu cortul sau autorulota sau orice, să aveți echipamentele corespunzătoare. Cort plafon sau cort normal, depinde. Și cortul plafon este foarte bun și cortul normal. Eu vă spun și plusul și minusul. În NorCap, când am fost pe Toyota Land Cruiser cu cort plafon, de multe ori n-am putut să dorm în cort, era un vânt de 100 de km pe oră că te răsturna cu mașina. Poate că atunci este un binevenit un cort care pui pe jos și rezistă mult mai mult la vânt, dar să fie un cort de iarnă. Deci când cumpărați un cort și vreți să mergeți iarna și vara, să aveți un cort pentru vară care aerisit, care stai comod vara, dar să aveți un cort de iarnă. Noi când o să mergem peste 3 săptămâni în expediția de iarnă, mergem cu cortul normal pe jos, de iarnă, și o să vă prezint și cortul, este de la Husky, este un cort de expediții care merg și băieții pe Himalaya, deci o să vă prezint atunci, dar cort de iarnă să aveți. Aragaz de gătit, știți alea de camping, ca să-ți faci un ceai, dar atenție, la frigul foarte mare nu mai merge, nu mai funcționează gazul, deci la minus 20 de grade, ba o mers, ba nu a mers, deci aici atenție mare. Saltea care puneți pe jos în cort, i-am cumpărat un saltea, o saltea autogonflabil tot de la Husky, o să vă prezint când mergem în expediție. Cel mai important lucru, un topor să aveți la voi. Vreți să faceți foc seara, să stați la un ceai, toporul este binevenit și un ferăstrău. Dacă vreți să tăiați crengi, ferăstrău micuț. Nu din ăla care este pe bricea, acolo nu tai nimic, un ferăstrău așa cât de cât. Cuțit, evident să aveți la voi. Brichetă de aprins, foc, eu prefer, dacă nu este minus 40, cel cu butelie mică, chiar dacă țin în mașină și repede aprind focul, nu se răcește așa repede, sau chibrite, că cu brichetă de la mic până ce aprins, eu așa recomand. Sac de dormit profesional, iarăși trebuie să facem, nu este acela sac de dormit iarna sau sac de dormit cu care mergem să vara. Trebuie să aveți sac de dormit pentru perioada de iarnă. Sunt deja, noi am cumpărat cu 5-600 de lei. Sunt și mult mai scumpe, dar de tot de la Husky. Mi-e place foarte mult. O să vă prezint în expediție și salteaua de dormit. O să aveți o tigaie de gătit care puteți să faceți într-o tigaie, puteți să faceți orice mâncare. Și o oliță pentru încălzit, apă, ceai. Lanterne este foarte important, lanterne care puneți pe cap, fiindcă ai cele două mâini libere. Lucrezi la cort, lucrezi pe jos, oriunde te uiți, ai lumină. Foarte important. Lanterne cu care iluminați perimetrul cortului. Eu când dorm seara, noaptea, în pădure, îmi place să fiu un pic iluminat. Nu știu de ce, dacă se apropie un animal sau orice, am iluminat. Sunt deja lămpi din ăsta micuțe, care sunt foarte bune. Baterii de rezervă. Să aveți foarte multe baterii care intră în lămpi, să calculați ce fel de baterii aveți nevoie. Tot timpul țineți în mașină unde este cald. Walkie-talkie. Și aici o să spuneți, mă, dar dacă mergeți cu soția, cu copilul, cu oricine, să aveți un walkie-talkie. Știți de ce? Vă deplasați într-o pădure iarna.
Mergeți de la mașină, tu mergi în stânga, soția ta în dreapta, căutați lemne. La un moment dat este un tuneric, nu mai găsește înapoi, nu te mai găsește, intră în panică. Dacă aveți un walkie-talkie care merge aproape un kilometru, break-o, break-o, unde ești? Eu sunt aici, hai în stânga, în dreapta, te aud. Deci cu walkie-talkie să aveți la voi tot timpul un fluier. Spuneți, domnule, dar nu sunt abitul de fotbal, nu suntem la Champions League sau la Cupa Mondială, că e la modă. Nu, un fluier. Fluier și deja te aude chiar dacă nu te vede. Uite, mă duc după fluier. Un fluier să aveți la voi. Ac și ață. Orice aveți de rupt. Am pățit când am mers cu motocicleta Munții Albi. Mi s-a rupt pantalonul de motocicletă chiar acolo în spate, la fund. Și m-am dus la hotel la recepționer care, spre norocul meu, era și el biker și mi-a făcut rost de ață și ac și am cusut. Și o folie care poți acoperi orice dacă vine repede ninge, ninsoare. Deci ți-ai expus jucările de camping și vine repede o ninsoare și nu mai poți să adunzi sau orice ai, poți să acoperi cu el o folie, nu ocupă spațiu mult. Ok, dragilor, subiectul 3. Și aici un subiect foarte interesant și o să mă contraziceți mulți, iarăși, nu știu, eu mă duc pe ideea mea, apoi fiecare cum dorește. Încălzire cort sau auto, încălzire suplimentară sau, cum mulți știu, Webasto. Eu am avut Abash Packer, dar mulți zic Webasto. Webasto este o marcă, nu este un model sau o chestie. Aici vorbim de două tipuri de încălzitoare. Vorbim pe combustibil, motorină sau benzină, sau pe gaz. Haideți să vorbim prima dată despre încălzitor auxiliar pe motorină, că este cel mai răspândit. Încălzitoare auxiliare montate pe mașină sau mobil. Sunt avantaje și dezavantaje. Dacă ai montat în mașină și chiar dacă dormi în corp plafon, cum am fost eu la Norca, piarna, am avut pe bastă o mașină, am tras un furtun, am scos pe geam și am băgat în cort. Aici găsiți vloguri și de prezentare pe canal, puteți să vedeți. Este ok. Dar, cum sunt și eu, că mă duc fiecare iarnă cu altă mașină și totuși o încălzire este scump, acum, de exemplu, la expediția asta am vorbit cu cei de la Webasto, de la firma care vinde Webasto și Abash Packer și mi-am cumpărat un Abash Packer care va fi montat într-o ladă de aluminiu. O să vă prezint când mergem în expediție. Are un avantaj dacă este mobil, fiindcă ai pus jos, chiar dacă ai cortul jos sau plafon, ai pus jos, ai tras cele două furtuni, unul care strage aerul, unul care bagă în cort și ai dat un plus minus și deja merge. Eu din ăsta o să am, dar și dacă aveți o mașină cu care mergeți ani de zile, e bine și să montați în mașină. Doamne, mă, ce m-a făcit. Aici vorbim și foarte răspândit pe OLX, pe site-ul de mică publicitate, Webasto, cum ziceți voi, sau încălzire auxiliare chinezești, care costă de la 1000 de lei până la 2000 de lei, sau dacă vă permite bugetul, cumpărați un Webasto, pe Packer, care costă de la 4000 de lei. Eu nu mă duc pe încălzitoare chinezești și aici am zis că o să mă contraziceți mulți, că o să spuneți, Otilo, mă, am fost cu chinezesc și ok. Depinde, dacă mergi într-o expediție de 3-4 zile, poate și eu la chinezesc face față, dar cum am fost noi în Siberia, sau în zone unde merge o lună în expediție, sincer, eu nu aș avea curajul să am încredere în aia chinezești care costă un sfert de jumate preț decât unul de firmă, fiindcă dacă se strică și trebuie să dorm la minus 40, o să mori acolo. Deci eu tot merg pe Abash Packer și foarte important, depinde de ce, la ce atitudine mergi. Că dacă mergi la 3000 de metri, mergi în Kirghistan sau mergi în, nu știu unde, în Caucaz sau chiar aici, în Carpați și uși la 2000 de metri, foarte multe încălzitoare nu mai dă așa randament. Abash Packer-ul merge până la 5000 de metri. Eu spun, mi-am comandat, nu că o să mă duc la nu știu câți metri, dar la Norca am mers de mult o și 18 ore în continuu, am ajuns după masă la camping și până dimineață a făcut față. Dar o să vă prezint, Abash Packer nu face mobil, dar se poate face din... O să vedeți cum facem noi într-o lădiță de aluminiu, totul va fi mobil și totul va fi super. Spun, eu nu mă duc pe chestii chinezești și ieftinării, că când depinde viața mea,
mai bine dau cu 2000 de lei mai mult și o investiție pe termen lung care știu că îmi dă garanție 4 ani de zile, are service, deci este, eu mă duc pe eBay sau pe Basto. Pe gaz sunt ăla, am și eu, care este un fel de încăzitor și merge o butelie mică pe gaz. Dacă se răstoarnă, se oprește, deci nu se ia foc cortul, dar nu știu, pe gaz să țin un cort, să dorm, poate mă asfixiez, deci nu, eu nu îmi place, eu nu recomand. Și să aveți combustibil de rezervă, cum am zis tot timpul, pentru încăzitor, că poate vă prinde un minus 30-40 și o să consumă mai mult Eiberul sau Webasto. Și asta e cu încălzire suplimentare sau dacă montați pe mașină sau dacă aveți mobil, trebuie să aveți încălzitor în cort. Că mulți o să spună, domnule, dar nu reziști nopțile, că ai saltea de nu știu ce, ai, cum îi zice, sal de dormit foarte scump și, dragilor, credeți-mă, când mergi într-un weekend și trebuie să dormi în pădure pe frig, mergi o noapte, două, dar când mergi 30 de zile sau o săptămână chiar, și dorm zi de zi în cort, dacă n-ai o căldură, este foarte greu. Chiar dacă tu te învelești, aerul este foarte rece. Credeți-mă că am fost fără încălzitor cort și știu. Dacă aveți, v-am zis, iarna, confortul, încălziți cortul, aveți echipamentul, să vă placă, că iarna este frumoasă, mai ales la munte. Deci neapărat să cumpărați un încălzitor, investiți într-un încălzitor dacă mergeți într-o aventură mai lungă. Mâncare. Uite că ajungem încet, încet. Plicuri cu supă caldă sau ceai cald, cum beau eu. Când se frig, ai plicuri alea care știu că nu sunt sănătoase, dar merge o săptămână, două, nu mănânci tot anul. Eu duc cu mine tot timpul mâncare consistentă. Slănină, cârnați, șuncă, pâine de casă. Nu se strică așa repede pâinea de casă. Deci e bine să mănânci un cârnat, să prăjești o slănină, că poți să reziști iarna. Iar dacă te îngrași 4-5 kg, vii acasă, faci un pic de sport și o dai. Aici este foarte important să aveți o ladă frigorifică. Da, ladă frigorifică. Nu mă duc iarna. Otila, ai nebunit, ladă frigorifică. Da, în mașină este cald. Deci în mașină este cald, e bine să fie mâncarea tot timpul în frigider, cum ține și acasă. Cartofi și alufolie. Mi-e place foarte mult și o spuneți, dom'le, și am făcut. Când fac foc, pun cartofi în folie de aluminiu, pun în foc, este foarte gustos. Între timp ce bei un ceai cald, un vin fiert, povestiți că mâncarea se face în foc. Conserve. Conserve tot timpul trebuie să ai la tine pentru câteva zile. Nu știi ce se întâmplă. Conservele nu se strică, de carne, de pește, orice conserve. Cafea, sare, pipe, zahăr, ăsta tot timpul trebuie să ai la tine și batonul de proteine. Eu duc cu mine batonul de proteine, că chiar dacă nu mănânci și n-ai timp sau ai o problemă, mănânci 2-3 batone. Apă, 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 apă. Chiar și dacă este iarna, să duceți cu voi foarte multă apă. Și fără iute, dragilor, fără iute, că dacă mergeți o săptămână, două și stați în cort și mâncați ceva iute, știți ce vreau să spun. Dacă trebuie să mergi foarte des la toaletă, acolo în zăpadă, îți îngață curul de numai. Și, apropo, dacă puneți măsuța afară iarna în pădure și mâncați și duceți cu voi o sticlă de pălincă, de vodcă și trageți un pic de el, nu mai ai chef să pui mâncare, lasă-mă că strâng dimineața, dă-l în vete și că strâng dimineața. Nu e bine să lași nici o bucățică de mâncare afară, că atragi musafirii. Lupii, urșii, deci vei avea musafiri dacă lași mâncarea, că ei vor mirosi de la 2-3 km mâncarea. Ok, asta mâncare la fiecare după preferențele lui. Accesor ce nu pot lipsi de la o aventură de iarnă. Telefonul mobil. Ok, acumulator rezervă powerbank. Chiar dacă spui domnul Otilo, dar încap de la mașină. Da, dar ce se întâmplă dacă mașina se oprește? Ai o problemă, trebuie să suni, nu prea ai semnal, repede se descarcă telefonul, nu știu. Să ai un powerbank cu tine. GPS rezervă. Dacă mergi într-o expediție mai lungă sau, ce scuze, aventură mai lungă, nu te baza tot timpul pe telefon. O scapi, se întâmplă ceva, nu mai găsești drumul spre acasă, să ai la tine
un GPS, rezervă chiar dacă ăla ieftin de 400 de lei, să ai și o hartă fizică. Oriunde mergi să ai o hartă fizică, nu te pierzi nicăieri că acum 20 de ani am avut GPS și tot ne-am plimbat prin țări și prin toate drumurile cu clauri. Cablu de încărcare. Să ai tot timpul cablu de încărcare de calitate. Dacă mergeți în zone izolate, cum am mers noi la Oimiacom, pe drumuri oselor, unde știam deja de la alții care au fost că nu este semnal pe drum, acolo bine să ai un GPS de localizare. Cine m-a urmărit pe expediția cu Oimiacom știe că am avut GPS de localizare și v-am rugat pe vlog și pe Facebook, domnule, mergem, prieteni, mergem într-o zonă fără semnal unde vom avea minus 50 de grade, 1000 de kilometri. Dacă seara sau mâine nu dăm semn sau am avut pe GPS localizare, am lăsat link-ul și voi, urmăritorii noștri, puteți să ne urmăriți pe hartă. Și am zis, dacă vedeți că noi mișcăm o jumătate de oră, sunați la ambasadă, sunați oriunde, măcar avem o șansă. Știm că cineva se uită la noi, ne monitorizează și dacă se întâmplă ceva, totuși ai 1% șansă să vină un ajutor. Deci nu știu cât de scump este, ieftin este. Noi am primit de la Sergei, de la prietenul nostru din Rusia. Am și returnat înapoi, dar împrumut, dar siguranța totuși a fost când am văzut că, mă, dacă se oprește mașina, totuși vede cineva că ne-am oprit. Deci un GPS de localizare dacă mergeți în expediții extreme. Dacă mergeți aici în Europa, nu prea aveți nevoie. Spray contra urșilor. Știți că există spray așa mare. Nu știu niciodată când este binevenit. Noi tot timpul ducem cu noi. Hârtie igienică. Pare banal, dar trebuie. Șervețele umede. Să știți că eu spun că faci duș cu el. Chiar dacă stai 3 nopți în mașină, dormi în cort, te dezvraci și cu șervețul umede aproape că ai făcut un duș. Vodka. Mi-e place vodka. Nu trebuie să te îmbeți și ăsta o să fie un alt loc, că nici nu trebuie să te îmbeți la o expediție ca să fii acolo concentrat, dar să bei înainte de masă o pălincă, o vodka e ok, când nu mai conduci, vine seara. Cardul bancare. Dragilor, în multe țări, de exemplu Scandinavia, chiar dacă aveam cash la mine, nu puteam să alimentez. Foarte multe benzinării sunt deja, nu mai există personal, baci cardul și alimentez și chiar nu mergea cu bancnote de multe ori, că este foarte fric și era înghețat acolo unde băgai bancnota. Deci cardul bancare, tot timpul să aveți la voi, minim două, așa zic. Ok, sunt încă iarăși multe accesori care nu pot lipsi, scrieți aici în comentarii. Eu repede am scris aici câteva chestii. Și ultimul subiect, alte chestii, cățelul meu mănâncă. Alte chestii, am trecut aici la alte chestii. Să încercați să alimentați când aveți rezervorul la jumate. Faceți plinul, mergeți iar până la jumate și iar faceți plinul. Este tot timpul, e bine, îți dă o siguranță dacă tot timpul ai jumate de rezervă, te blochezi într-un viscol, se întâmplă orice, ai căldură, deci nu știu unde este următoarea benzinărie. Eu când mă duc și văd o benzinărie, mă uit la mașină, am jumate sau puțin peste jumate, hai să alimentez iar plinul. Deci asta e o recomandare. Tot timpul să aveți o canistră în plus, chiar dacă mergeți în Europa, o canistră de 10 litri minim, aveți un combustibil în plus, este binevenit. Foarte important, noi când am mers cu norbii în Mongolia și în Siberia și în foarte multe țări, să aveți un caietel unde notați numerele de telefon, ambasade, consulate, poliție, pompieri. Foarte important. Dacă mergeți în afară Europei, de multe ori 112 nu funcționează. Căutați pe net, găsiți numărul de telefon de la tractor, auto. Este tot timpul binevenit un caiet. Se descarcă telefonul, orice, un caiet fizic să ai acolo toate numerele, chiar și de la prieteni apropiați, că eu nici numărul telefonului mama nu știu din cap. Caut pe telefon mama și sun. Deci este bine să ai în caietel notat numărul telefon al unor prieteni sau rude care în caz de urgență poți suna că vine în ajutor. Deci este foarte important. Și acum o să spuneți că am caiet, dar am și telefon, dar dacă nu merge telefonul, cum suni? Da, dar telefonul s-a stricat și ai o problemă, pe oricine oprești pe drum și dumnezeu, lasă-mă să dau un telefon sau nu știu, poate găsești, dar chiar dacă găsești telefon, dacă n-ai numărul în caiet notat, deci e mai complicat. Eu tot timpul notez orice în caiet.
când mergi în foarte multe țări și nu este euro, mergi în afara Europei, notezi paritatea cursului, ca să, dacă schimbi bani, să nu te fraierească ăla. Deci când am mers noi în Mauritania sau în Senegal sau în Sahara de Vest. Ok, încercați să vă informați despre vreme de pe traseu unde mergeți. Este foarte important, dacă știți că mâine merg acolo, să văd ce vreme va fi și dacă văd că vremea va fi foarte nasoală, puteți să alegeți un alt traseu. Deci este foarte important tot timpul să te informezi. Dacă aveți o problemă, foarte important să rămâneți calm tot timpul. Orice se întâmplă, dacă faptul deja este consumat, nu mai poți reface. Dacă ești calm, poți să iei decizii. Noi când ni s-au furat actele în Siberia, am rămas fără bani, fără carduri, cu Norbi când eram un pas să ne aresteze în Uzbekistan, știți că ați urmărit aici vlogurile, sau foarte multe când la Vladivostok ni s-a stricat mașina, sau Mongolia când s-a rupt bara, am rămas calm. Și aici, foarte important, dacă seara când la noi la ora 1 s-a rupt bara din spate și era întuneric acolo Mongolia, în deșertul Gobi, și ești nervos, ești obosit după 1000 de kilometri de off-road și e bine să te culci și să te ocupi de problemă dimineața. Noi cu Norbi, să rup bara din spate, am pus o mașină în portbagaj, hai gata, ne culcăm. Și dimineața vedem, dimineața când am trezit, uite să rup, hai să reparăm. Deci altfel vezi dimineața problemele. Dacă nu ești sigur că poți finaliza expediția dorită, mai bine te întorci, nu este o rușine. Acel loc te va aștepta. Noi am avut un... Știți bine cine a urmărit expediția de la Polul Frigului înainte de Tom Thor, deci înainte de finalul expediției la Polul Frigului, am mai avut 100 de kilometri, 200 de kilometri, de fapt, pe drumul oaselor vechi, unde eram fără semnal, minus 55 de grade și mașina a făcut ca elicopterul și eram... Sigur, lăsam bilete de audio că vom muri acolo, că nu era cine să ne salveze. Până dimineața eram, sigur, morți. Și am stat pe gândul să ne întoarcem. Am zis că, hai să ne întoarcem. Aia 200 de kilometri, n-am ajuns, am ajuns până aici. Și venim la anul sau venim când venim să vedem ce e cu mașina. Eram, deja și ne-am oprit și ne-am urmărit vlog, am văzut că și m-am întors pe jumate, dar când m-am uitat pe hartă, aveam înapoi până la prima locație mai mulți kilometri decât să ajungem la Tom Thor și tocmai din cauza asta nu ne-am întors. Deci aveam înapoi 200, până acolo am avut 120 de kilometri până la Tom Thor și am finalizat expediția, am riscat, dar și înapoi dacă ne întorceam era risc. Dar de multe ori, dacă era la întorcere mult mai mică distanță să ajungem la un punct unde putem să ne salvăm, un punct fix, mă întorceam. Deci este foarte important să nu riști niciodată. Chiar dacă riști, caută să găsești riscul mai mic decât riscul mare, o viață ai și locul te va aștepta. Sigur că o să spuneți atunci, dar dacă gândești așa că o viață ai, ce pui mai mergi în aventură? Într-adevăr, în aventură ai riscuri, dar așa trăiești viața. Dar și cu riscuri mici poți să vezi lucruri multe, faine și trebuie să te pregătești unde mergi. Știți că eu pregătesc foarte multe expedițiile. Expediția unde mergem acum în 25 decembrie, pe care nu pot să dezvolui și nu pot să dezvolui că nu vreau eu. Așteptăm niște răspunse de la autorități, de la... Deci sunt niște chestii care... Trebuie să avem răspunsul și am zis că nu putem să dezvoltăm până atunci. Dar mă pregătesc de un an de zile. Nu, cred că de 2 ani de zile mă pregătesc de expediția asta. De 2 ani de zile. Și acum mă simt destul de realizabil, fiindcă am făcut mai multe expediții în iarnă, riscante, și am învățat foarte mult ca să pot să fac expediția asta. Planifică ziua de mâine, asta am zis de seară dacă ești obosit, că mi-am notat aici. Ok, cam asta a fost. A fost un vlog destul de lung, rapid. Am încercat, dacă am spus foarte repede, puteți să vă uitați de 2-3 ori. Așa mă pregătesc eu, așa pregătesc eu expedițiile.
Știu că sunt alții care sunt mai buni, eu nu spun, dar am o experiență în expedițiile de iarnă și îmi place foarte mult. Dacă eu am învățat de la alții cine au fost, alți străini, și foarte mult l-am stresat pe ei când am mers în Oimea, cum spune, cum a fost. N-am găsit un vlog unde să-mi explică cineva, mai ales pe limba română, și de aceea am zis că fac acest vlog ca să fiți pregătiți pentru neprevăzute. Expedițiile de iarnă sunt fenomenale, sunt magnifice. Știți că foarte bine eu cu mașina mă duc dar, aproape dar iarna. Prima dată când a fost în august, acum vara asta, la Dakar, la Senegal, nu-mi place căldura în mașină, nu știu de ce, iarna îmi place, vara mă duc cu motorul, vara anul viitor planific o expediție foarte mare cu motorul grandioasă, dar iarna cu mașina, cu cortul, cât pot cu cortul, nu poți. Aici iarăși o să spuneți mulți, dacă mergi cu autorulota sau cu campervan, nu poți să stai și 2-3 săptămâni, dacă mergi cu cortul este fine, are alt feeling, dar nu poți să stai 3 săptămâni doar în cort. După 3-4 zile trebuie să stai o noapte la hotel, să te speli, să faci o baie ca lumea, să mai speli din haine, nu știu. Deci iarna e ușor să speli din haine, orice hotel, că caloriferele sunt calde până dimineață, să uscă tot. Dragilor, ăsta a fost vlogul de astăzi. Nu uitați, în 25 decembrie și urmă la voi acum, la toți 43.000 de urmăritori, vom porni într-o aventură, că am văzut în vlogul anterior, ați încercat să ghiciți unde mergem. Cred că nimeni nu m-a ghicit, e bine. Și va fi o aventură pe care, exact cum a fost cel din Siberia, pe care o aștept foarte mult, va fi o aventură care are riscuri foarte mari. Și o să vedeți când dezvăluim de ce spun că are riscuri foarte mari. Chiar riscul să rămâi acolo, să nu te mai întorci și să-ți cântă pupa ultima romanță. Știu, o să mă duc cu fiul meu, din nou, echipajul care a fost 2018 cu Logan, în Mongolia, Siberia. Are 24 de ani, știu că este pregătit. Și va fi ceva care, dacă ne întoarcem, știu sigur că ne întoarcem cu voia Domnului, o să pot spune că am realizat. Ăsta voi simți dacă mă întorc și pentru asta fac, pentru asta planific de 2 ani, pentru asta lucrez zi de zi, vorbesc cu foarte mulți prieteni din domeniu și voi, urmăritorii mei, care urmăriți vlogurile mele, o să vă placă la nebunie. Va fi ceva fantastic. Aveți răbdare minim 10 zile, 7 zile, 10 zile și vă dezvăluim absolut tot. N-avem secret. Absolut, absolut tot. Dar până atunci eu zic că merită să vă abonați pe canalul nostru de YouTube, Berti Ciotilo, fiindcă va fi ceva genial. O să vă ținem și de Revelion, în suspans și tot. Și nu uitați să apăsați sonăria, că dacă încarc un vlog, o să încărcăm multe vloguri. O să vă prezentăm mașina, echipamentele, traseul, de ce mergem acolo. Are o poveste. Deci, va fi fain. Va fi fain, va fi super. Abia aștept. Am emoții și abia aștept să vă spun. Va fi de iarnă, vom dormi și în cort, și în mașină, și la hotel, și peste unde apucăm. Dragilor, trăiți viața, că nu știți ce va aduce ziua de mâine. Mergeți în aventuri, chiar dacă nu dispuneți de buget mare, dar așa și v-am zis, cum poți să mergi cu cortul, și iarna, și vara. Că nu știu niciodată ce, cum spun, ce aduce, am mai zis mai înainte, ce aduce ziua de mâine. Lăsați știrile, că ăia vă mint și uitați-vă pe YouTube și pe toate canalele de aventură, nu numai pe canalul meu, pe toate canalele de aventură. Noi plecăm în 25 decembrie, locația secretă unde va fi Fanny. Și să nu uitați să mergeți pe canalul lui Cosmin Crăciun, care merge în 15, în... noi mergem la frig, el merge pe... la cald în Maroc. Deci neapărat să uitați și la canalul lui. Și uitați pe la vlogul lui, după aceea treceți pe vlog, la vlogul nostru, veți vedea căldură, după aceea frig, deci eu zic că merită. Rămâneți aici pe canal și nu uitați,
ca în povești, cine mă urmărit știe. Și o să mergem mai departe pe ideea asta, să trăim ca în povești. La revedere!